Salutare la toată lumea! Astăzi avem un nou unpacking sau pe românește o despachetare. Am comandat de la Eurounelte pentru un prieten această plită pepere. Sau mă rog, aici scrie pe factură, așa am primit pachetul, nu am luat la el, scrie ciocan. Mă rog, plită, ciocan, fiecare să scoatem. De aici, că nu vă interesează, dar sunt date personal, probabil că este și garanția. Pachetul așa a venit, n-a mai venit în altă cutie, dar adus de Urgent Cargus. Da. Să desfacem, să vedem. În general cam știu ce conține, că arată fotografia prietenul care a vrut expre, pentru că azi să nu cumpere foarfică separat, să poată să o țină în cutie, că unde se duce cu plita trebuie să aibă și foarfică și nu are un sobage separat, nu neapărat că eu mi-am cumpărat separat, nu am plită, mi-am cumpărat separat de la Dedeman, de la Costanța, dar se desfacem, să vedem ce conține, dacă este exact cum arată pe cutie. Trebuie să mai conțină o cutie de tablă, care o să tăiem. Așa. Da, într-adevăr, mai conține o cutie de tablă. După cum se vede, plita este Ural, nu pot să citesc că scrie tot în rusește, nu. Pe site scrie și în românește, pe factură scrie în românește Ural, dar scrie, probabil că aici scrie Ural, sunt litere din acestea rusești, probabil că e rusească. Plita este de 220 de W, dar s-o vedem. Dar s-o vedem. Și aici pe cutie, tot pe rusește, 20-63, cred că acestea care scrie pe ea, 20-63, dacă se vede, că nu știu dacă sunt în cadru, cred că sunt prea aproape, cred că sunt bacurile de la 20 la 63, sper să se vadă că, dacă sunt în cadru, așa să desfacem. Trebuie să mai verific, da, sunt în cadru. Sper să nu vorbesc singur aici, să nu mă vedeți. Da. Aceasta este ce conține. Aici ne arată cum se lipește, dar scrie pe... Nu mă perusește. Ce să zice? Are o pereche de mânuși. Și găsim o pereche de mânuși, o foarfecă, cred că e mai proastă ca a mea, care se bagă aici, după cum se vede în imagine, așa, o foarfecă, aceasta este plita, tot pe rusește, deci nu înțelegem nimica. Are două butoane, deci două siguranțe, mai tare, mai încet. Aici are un... Poți înțelege să dăm temperatura. Eu n-am așa ceva, n-am plită, tot de la prietenul ăsta. A avut alta, a lăsat-o până în Germania. Și acum a trebuit să scoată, să-și ia alta, să-și cumpere. El fiind pe teren, în țară, lucrează, nu era acasă. Mai găsim o șurubelniță, după cum se vede, și un imbus pentru bacuri, care se bagă aici, după cum... Așa... Nu știu cum se bagă, le băgăm mai. Să vedem ce mai... În afară de imbus, mai am un boloboc, din acesta micuț. Așa, un boloboc și o ruletă. Mai găsim o ruletă la
3 metri, utile, dar nu e mare scoală. Și bacurile sunt aici de la... Bun, se desface greu, e prinse, sunt prinse așa, pe o tablă aici. Trebuie desfăcute cu cheie, ca să le desfăcute. Deci sunt 5-6 bacuri de la... Asta se desface și cu mâna, cred. Da. E și așa, dar nu scrie nimic, că nu... Nu scrie nici eu de nimic. Cred că e de la 20, cred că. La 63, cum scrie acolo, da. 20, 25, 32, 40, cred. Și nu mai știu. Asta, că nu scrie. Și are plus piciorul. Are o vopsea foarte bună, lovitură de ciocan, care cred că o să reziste. Ăsta mi se pare cam subțire. O tablă foarte subțire. Deci cam asta este. Hai să o băgăm și în priză puțin să vedem dacă merge. Și cam asta, vreau să fac un filmuleț mai scurt ca data trecută. Să nu vă plictisesc. O să o băgăm în priză puțin și că trebuie să vină să o ia cel prieten. Și am să-i fac un filmuleț, poate cineva e interesat. Eu aș fi vrut să iau tot la fel ca aparat de sudură, aș fi vrut să iau ProCraft, dar el, dacă a vrut asta, am comandat ce a vrut el. Da, ce are, nu merge? Trebuie să dăm la aici, la termostrat. Ori nu-i bună priza. Nu știu, să pun în alt termostor. Da, imediat, mă scuzați că trebuia să pregătesc o priză. Dar văd că nu s-a aprinde. Ba da, s-a aprinde. Am zis că e o problemă, nu. Deci cam asta a fost. Arată bine, cutia e foarte bine finisată, adică îmi place vopseaua asta, că e, nu e o vopsea normală, e de aceea lovitură de ciocan și pe aia tot așa un gri. Deci o închid, să nu mai îngălzească. Scrie părăsește, n-am ce să citesc. Deci plita este orală de 220 de W. Deci cam asta. Când o să mai cumpăr ceva, că eu nu primez nicio sponsorizare, nimic, când mai cumpăr câte ceva, mai fac câte un unboxing, poate cineva e interesat. Nu. Și acestea fiind spuse, o zi bună, la revedere!